De câteva luni, mariajul Anei Mariei Prudan și al lui Laurențiu Reghecam stă sub semnul întrebării, însă acum lucrurile par să se confirme după ce Reghecam ar fi depus actele de divorț. Deși și-au reînnoit jurămintele anul acesta față de Dumnezeu, din păcate, se pare că mariajul lor ajunge la final după 15 ani. Dacă vă întrebați ce avere au mai exact, Ana Maria Prodan a făcut dezvăluirea în cadrul unei emisiuni, acolo unde a spus că suma se ridică la peste 100 de milioane de euro. Vedeta mărturisea atunci că dacă ar înceta să mai muncească, ea și soțul său cu siguranță ar putea să mai trăiască încă 20 de vieți cu banii pe care i-au în conturi. Vedeta are un apartament în Dubai și o firmă acolo, mai deține un Lamborghini pe care îl ține tot în Emiratele Arabe Unite în Dubai. Aceștia în România au o super vilă pe malul lacului Snagov și o locuință de fițe în centrul Bucureștiului, iar în America aceștia dețin 11 case luxoase. În momentul în care Reghecam era antrenor la Al Wakta, acesta a primit de la șeicii care patronează clubul o casă pe plajă, exact în zona în care mai au reședința românii Cosmin Oloroiu și Mirel Rădoi. Vila se află în Abu Dhabi, pe insula Al Rem, are 5 camere, terasă, salon de luat masa, jacuzzi și piscină, iar prețul ei se ridică la suma de 1 milion și jumătate de euro. Pe măsură ce vor apărea informații mai clare pe viitor, cu siguranță le veți putea vedea pe acest canal, așa că vă puteți abona pentru a fi la curent cu noutăți în legătură cu cei doi soți.